De la 1 august 2023, operatorul regional de apă și canalizare SC Urbane S.A. Slobozia a aplicat un alt plan tarifar conform ordinului 230 din 2022 al președintelui ANRSC. Prețul la apă și canalizare a crescut din luna februarie 2023 de la 5,58 lei cu TVA la apă la 7,87 lei cu TVA în luna august 2023 și la canalizare de la 4,76 lei cu TVA la 6,03 lei cu TVA. Practic, locuitorii municipiului Slobozia plătesc 15,15 lei cu TVA pentru apă și canalizare. Conducerea Urbane S.A. Slobozia menționează că acest tarif este reglementat conform unei strategii de tarifare și redevență impusă de lege. Eu doar voi repeta niște informații pe care vi le-am dat începând din ianuarie. Și anume, orice operator regional funcționează legal pe baza unor ordine și legi. Toți operatorii regionali, cum suntem și noi, pentru a funcționa legal la nivel de tarif, a trebuit să implementăm ordinul 230 al președintelui ANRSC din anul 2022, care înseamnă că tariful este reglementat cu ajutorul unui business plan și strategie tarifară și de redevență, care cuprinde 3 ani istorici, este fundamentat pe 3 ani istorici și este previzionat pentru a fi cifrat, pentru a fi valoric pe următorii 7 ani. Repet, până în anul 2021, tariful urbanului era pe ordinul 65 al președintelui ANRSC și era fundamentat doar pe o mică parte din costuri, cu 3 luni în urmă lunii de fundamentare. Este total ilegal să funcționăm așa. Este total ilegal să funcționăm așa. Perfect legal este să funcționăm pe strategie tarifară și strategie de redevență conform, am să vă rog să vă uitați, legilor și ordinul 230/2022, care spune că se ia în calcul și eventual o să putem și arăta efectiv, modalitatea de calcul, toți parametrii pe care un operator regional îi utilizează și anume numărul de analize pe care le face la fiecare săptămână sau lună sau an pentru UAT-ul respectiv, numărul de salariați, taxele de la stat, TVA-ul, tot ce înseamnă cheltuieli cu materii prime de la țevi, pompe, racorduri, până la plățile către furnizori de utilități, de gaze, de curent electric și știți foarte bine de câte ori au crescut valorile de utilități. Prin completarea anexei numărul 4 la conform acelui ordin, iese o valoare de tarif pentru apă și o valoare de tarif pentru canalizare. Aceste tarife de care am anunțat pe care le-am anunțat la începutul anului 2023, sunt de la 1 februarie 5,58 lei pe apă și 4,76 la canalizare. Din 1 august 2023 sunt cele pe care le-am diseminat. 7,87 lei la apă plus TVA, adică 8,58, și 603 la canalizare plus TV, adică 657. Acestea sunt tarifele care reies prin aplicarea legilor și prin introducerea și ținerea în cont a fiecărui element prevăzut în anexa 4, care este anexa la ordinul 230. Repet, ca să funcționăm legal, trebuie să aplicăm ordinul și legii. Legal și introducând toate costurile, ne duce la aceste tarife. Pe lângă faptul că aceste tarife sunt reglementate, repet, istoric pe o valoare de 3 ani și pe costuri pe următorii 5 ani, vreau să vă spun că acest tarif de aproape 15 lei, 15 și 15 practic, înseamnă cu tot cu TVA, apă plus canal, în următorii 5 ani, după cum se vede pe grafic și am să vă rog să și diseminați către public, nu se va mai mări sau va avea creșteri insignifiante. 1% în 2024, 0,52% în 2025. Deci, repet, noi funcționăm legal,
cu acest tarif, care nu va mai crește decât insignifiant în următorii 5 ani. Este o racordare, o intrare în legalitate a Urbanului referitor la prețurile și o aliniere la tot ce înseamnă taxe către stat, prețuri de furnizori, salarii și tot ce înseamnă aspectele care intră în componența unui tarif. Important de menționat este că prin această creștere tarifară și aliniere la lege, Urban SA, ca și operator regional, are obligația de a face investiții în infrastructura de apă și apă uzată a tuturor unităților administrativ-teritoriale aflate în area sa de operare. Astfel, banii încasați de la populație se regăsesc în aceste investiții care se anunță de anvergură. Între 2023 și 2027, Urban SA Slobozia și-a luat angajamentul de investi în infrastructura de apă și apă uzată a municipiului Slobozia peste 50 de milioane de lei. O altă precizare referitor la tarif este următorul aspect. Reamintesc oamenilor că întreaga infrastructură de apă canal e proprietatea OAT-urilor pe care noi îl operăm, exact. În speță, noi nu avem în proprietate niciun metru de canalizare sau un metru de alimentare cu apă sau vreo pompă sau ceva. Întreaga proprietate a infrastructurii este a consiliului local, a oamenilor din Slobozia în speță. Mai mult decât atât, noi ca operator regional plătim anual, pentru că folosim și exploatăm această infrastructură, plătim o redevență, o chirie. Avem dreptul să încasăm tariful de la populație și de la agenții economici și suntem obligați să exploatăm în parametri și să plătim o redevență. Pe tariful istoric, redevența anuală la toată zona, la toată area de operare a fost 17.000 de lei. Noi intrăm în discuții tehnice cum se calculează. Practic 1% din amortizarea infrastructurii respective. Și gândiți-vă că infrastructura are valoare de câteva zeci de milioane de lei doar în Slobozia, pentru că sunt valori mari. Cu noul tarif, prin această creștere și aliniere la lege, noi suntem obligați ca și operator regional să facem investiții în infrastructură, repet, în 2022 a fost 17.000 de lei. În 2023, investițiile, însemnând banii pe care noi îi încasăm de la populație și pe care noi trebuie să-i plătim pentru infrastructură, doar pe apă sunt 2,6 milioane de lei, 26 de miliarde vechi. Pe canalizare sunt 1 milion de lei, 10 miliarde. Deci în total în 2023, în ultimele 5 luni ale anului 2023, datorită faptului că tariful e mărit cu acești 2 lei, 3 lei, noi trebuie să facem investiții de 36 de miliarde de lei vechi. Banii nu-i ține Urban. Banii investește Urbanul în infrastructură. În 2024, tariful nu mai crește. Din același tarif plătit de către populație și de către agenții economici, noi suntem obligați, ne-am asumat să investim în infrastructura de apă 7,1 milioane lei, 71 de miliarde de lei vechi, iar în infrastructura de apă uzată 2,6 milioane, 26 de miliarde. Am să vă rog să mă ajutați să facem calculele împreună, să vedeți că în 2024, prin această mărire de tarif, surplusul din această mărire de tarif, noi ne-am asumat să investim în infrastructură de apă și apă uzată 97 de miliarde de lei vechi, 9,7 milioane. În 2025 continuăm și vă readuc aminte că în 2025 creșterea e de 0,52%, nu mai e creștere. 0,52%. În 2025 apă plus canal, aproape 12,3 milioane de lei. 123 de miliarde de lei vechi. Continuăm 2026, creștere zero și noi introducem în infrastructură 15 milioane de lei noi, adică 150 de miliarde de lei vechi, iar în 2027 aproape 16 milioane de lei noi, adică aproape 160 de miliarde de lei vechi. Repet, tariful a crescut pentru că e obligatoriu să respectăm legea. Tariful este cel care reiese pe aplicarea unei formule legale. Din tariful crescut, noi suntem obligați,
ne-am asumat să introducem în infrastructură, să reinvestim anual o foarte mare parte din acestea. După cum arată și avizul conform, în 2023, din creșterea de tarif, 2,33 lei se întoarce pe metru cub, se întoarce în investiții în infrastructură. Cum? În luna august, să zicem că vindem 300.000, facturăm 300.000 de metri cubi. Dacă populația plătește facturile, 300.000 de metri cubi înmulțit cu 2,33 înseamnă circa 700.000 de lei. 700.000 doar în august. Și putem și similar facem în fiecare lună, dar repet, din banii pe care populația îi plătește din facturile emise de noi, îi constituim într-un fond IID care este la dispoziția ADI periurbană, cea care ne-a delegat serviciul de apă și apă uzată, adică o structură care e formată din toate OAT-urile, mă rog, și îi justificăm cheltuirea acestor bani în infrastructura de apă și apă uzată. Repet, dacă se plătesc facturile cu nou tarif, noi din tariful foarte mare parte din bani băgăm, suntem obligați, ne-am asumat să introducem în infrastructura de apă și apă uzată. Țin să mai fac o precizare, între 2023 și 2027, adică în cei 5 ani de la tarif crescut, ne-am asumat să introducem, să reinvestim în infrastructura de apă și apă uzată, adică în proprietatea Sloboziei, peste 50 de milioane de lei noi, peste 500 de miliarde de lei vechi.